Salut! Bine ai venit în bucătăria mea! Am să-ți prezint acum o rețetă super interesantă cu mămăligă gratinată, brânzeturi și ciuperci. Și când spun brânzeturi, mă refer la brânzeturile de calitate superioară pe care le veți găsi întotdeauna la Lidl și trebuie să urmăriți neapărat bulina asta de aici, portocalie. Pe ea scrie denominare de origine protejată. Asta vă oferă garanția că sunt făcute după rețetele tradiționale italienești din zona de unde ele provin. Începem cu mămăliga. Mămăliga fiartă în lapte, un lapte gras, 3,5% grăsime, punem la fiert. Pentru ciuperci am ales gălbieri proaspeți, șampinion brune, șampinion albe proaspete și hai să ne apucăm de treabă. Ulei măslin, o lingură de unt și un cățel de usturoi. Ciupercile le mărunțim puțin. Și sotăm. Sare în ciuperci, sare în lapte. Ne apucăm să facem și mămăliga, laptele s-a încins. Ciupercile sunt gata, facem câteva ochiuri. O parte din ciuperci le băgăm deja peste mămăligă, amestecăm. Oprim focul și radem parmezan direct în mămăligă. Deva în jur de 50 de grame sunt destul și la final, când mămăliga este fierbinte, mai adăugăm 2 linguri de unt. Dacă aveți acasă niște piure de trufe sau ulei de trufe sau unt de trufe, puteți să adăugați în mămăligă. Punem mămăliga la bază, peste care punem 2 linguri de ciuperci și un nou ochi moale. Un cup de unt, să facem mozzarella și tăiem în jumătate și punem peste mămăligă. Și acoperim totul cu parmezan ras. Și introducem la cuptor. Maxim 5 minute, va fi gata. Mămăliga noastră gratinată este gata. Mai are nevoie doar de piper proaspăt măcinat, câteva frunze de cimbru proaspăt. Asta este tot. Dacă vreți să vă reinventați un pic bulzul, v-a săturat de același bulz mereu, puteți să-l faceți și altfel. Spor la gătit și poftă bună!